vă promiteam că vom discuta despre felul în care trebuie să ne comportăm în această perioadă de criză, de izolare la domiciliu, recomandată de autorități. Ce modificări au loc la nivel de organism și cum trebuie să gestionăm lucrurile? Alături de mine este Mihai Dragomir, doctor în prevenția și întreținerea organismului uman, specialist în întreținere corporală și nutriție și psiholog. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Domnule profesor Dragomir, cum ne întreținem corpul uman în această perioadă? Dacă îmi permiteți, vreau să fac câteva precizări pertinente. Deși am încercat pe cât posibil să stau departe de acest haos mediatic, să-i spunem, pentru dumneavoastră, în mod special, am ales să fac câteva precizări. Trăim într-o perioadă delicată în care, din nefericire, foarte mulți oameni s-au apucat să dea sfaturi și recomandări. Numai că